Instituția Prefectului Județul Suceava a făcut un demers către o firmă din Arad în vederea asigurării a cinci corturi tip tunel, adaptate pentru desfășurarea unor activități comune de pretriaj sau triaj epidemiologic. Acestea vor fi amplasate la Spitalul Județean Suceava și cele patru unități suport, Spitalul Rădăuți, Câmpul Moldovenesc, Fălticeni și Vatra Dorne. Demersul instituției prefectului vine ca urmare a anunțului postat de agentul economic care a comunicat că pune la dispoziție autorităților implicate în gestionarea crizei provocate de pandemia de COVID-19 un comodat cu titlu gratuit, corturi de tip tunel adaptate pentru desfășurarea unor activități comune de pretriaj sau triaj epidemiologic. În ultimele 24 de ore, efective compuse din 283 de polițiști, 120 de polițiști locali, 23 de militari, în cadrul Ministerului Apărării Naționale și 130 de jandarmi pentru verificare la domiciliu a persoanelor aflate în autoizolare și 130 de jandarmi au fost mobilizați pentru verificarea la domiciliu a persoanelor aflate în autoizolare, verificarea locațiilor de carantinare sau societăților comerciale pentru impunerea interdicțiilor pe timpul stării de urgență. Au fost verificate 3640 de persoane aflate în autoizolare și sau carantină și 104 unități economice. În urma acțiunilor de verificare au fost aplicate 198 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea ordonanței militare numărul 3, respectiv încălcarea prevederilor privind circulația persoanelor, valoarea acestora fiind de 337.885 de, de lei. A mai fost aplicată o sancțiune în valoare de 5.000 de lei pentru nerespectarea măsurii de autoizolare la domiciliu. Vineri se aflau în izolare voluntară la domiciliu 4.640 de persoane, inclusiv membrii ai familiei și 373 de persoane în carantină. Reamintim cetățenilor că de 1.000 miercuri 25 martie ora 12 este în vigoare ordonanța militară numărul 3 din 24 martie, conform căreia este interzisă circulația tuturor persoanelor în afara locuinței ori gospodăriei, cu excepții. Circulația persoanelor care au împlinit 65 de ani în afara locuinței gospodăriei este permisă numai în intervalul orar 11-13. Circulația persoanelor care au împlinit 65 de ani în exteriorul locuinței este permisă și în afara intervalului 11 -13 dacă aceasta se face în interes profesional sau pentru realizarea de activități agricole.